Sub directa conducere a generalului Falkenhayn, trupele germane au pătruns pe Valea Râmnei, pe aliniamentul Dumitrești, Bordești, Cândești, Plăinești, Râmnicul Sărat. Trupele române, sub conducerea generalului Prezan, au fost plasate pe puncte cheie, care puteau controla ușor deplasarea trupelor germane. Luptele de la Bordești-Cândești s-au încadrat în misiunea de întârziere a inamicului, făcând parte din luptele grupului Râmnic. Luptele s-au purtat în intervalul 12-18 decembrie 1916. Dealurile dintre Visoca, Buda, dealul Mărghilomanu, dealul Spidelor, Jariște, cât și dealurile Tâmboiești-Cândești, dar cel mai important Bordești și Dumitrești, au jucat un rol cheie în favoarea frontului românesc. Întârzierea cu orice preț a inamicului a revenit grupului de armată Râmnic. Aici a luptat generalul Dumitru Curoană cu batalionul din regimentul 27 Râmnic. Luptele crâncene au început de la data de 12 decembrie 1916, ținind trupele româno-ruse să se retragă către Focșani și Brăila. Poziția Cândești-Bordești era ocupată de regimentul 16 Infanterie. Pe data de 16 decembrie se deplasează din nou la Bordești pentru ocuparea frontului la încrucișarea drumului Dumitrești-Bordești de la cota 375 Bordești până la cota 241 Cândești. Noaptea, trupele germane s-au strecurat în spatele trupelor române, înregistrându-se 39 de morți, 131 de răniți și 234 dispăruți. Pe data de 17 decembrie, pentru restabilirea situației, trupele române s-au retras pe aliniamentul Bordești-Cândești. Luptele au fost extrem de sângeroase, fiind capturați 18 ofițeri germani, un cadet și foarte multă trupă. Numărul morților a fost de circa 100 din ambele tabere. Cimitirul eroilor din Bordești adăpostește circa 100 de eroi români și germani. În aceste lupte s-au afirmat prin bravură maiorul Tomescu, capitanul Teodorescu, major Fotin, sublocotenent Cărăpăleanu, plutonier Humă, locotenenții Iorga și Orhidan și bravul general Curoană.